Ar fi ținut captivă o minoră timp de 5 zile, perioadă în care ar fi agresat-o sexual. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost condamnat la 12 ani de pușcărie pentru trafic de copii. Potrivit procurorilor, în februarie 2022, individul, aflându-se în zona pieței centrale din Chișinău, ar fi reușit să recruteze o minoră de 17 ani ce provenea dintr-o familie nevoiașă, pe care ar fi forțat-o să meargă la el acasă, într-o localitate din centrul țării, sub pretextul ca ea să aibă grijă de mama lui bolnavă, în schimbul unor remunerări bănești. Ajunși la destinație, individul ar fi încuiat fata în casă și, din spusele victimei, acesta ar fi bătut-o zilnic și o impunea să întrețină cu el rapoarte sexuale. Fata a încercat să fugă a treia zi, dar a fost prinsă de inculpat și încuiată din nou în casa lui. Totuși, minora a reușit să ia pe ascuns telefonul individului, de pe care i-a scris mamei sale un mesaj pe rețelele sociale, iar femeia a alertat poliția, fata reușind astfel să evadeze. Recent, magistrații l-au recunoscut pe bărbat vinovat și l-au condamnat la 12 ani de detenție într-un penitenciar de tip închis. Sentința este cu drept de atac.